Vedem acest exemplu și în antiteză să vedem ce fac prietenii adevărați pentru oameni care, chiar dacă nu mai sunt printre ei, îi venerează, îi iubesc, nu-i uită. Și o să vreau să vedeți, stimați spectatori, doamna Feciorul, un astfel de exemplu, chiar dacă au trecut 7 ani de la moartea Mădălinei Manole, să vedeți ce face practic pentru ea cel mai bun prieten al artistei. S-a dus și la cimitirul din Ploiești și ne-a făcut dezvăluiri în premieră. Apoi o să aflați, doamnelor și domnilor, în exclusivitate chiar și pasaje din scrisoarea pe care i-a scris-o îndrăgitei artiste. Dar chiar acum, haideți să ascultăm pe Daniel Gheorghe. 7 ani fără Mădălina. Exact cum menționez în fiecare scrisoare pe care o adresez an de an, 7 ani de dor, de durere, și dorul care predomină de Mădălina. În fiecare an îi transmit o scrisoare în speranța că ea o va citi, dar din fiecare scrisoare reiese ce am învățat eu de la Mădălina, cât de mult am iubit-o. În primul rând m-a învățat să iubesc oamenii, să-mi îndrept atenția asupra lor și să iert. Este cel mai important lucru. Ce a însemnat pentru tine Mădălina? Exact, lumina ochilor mei. Deci nu pot să uit niciun concert, emisiune, filmare, când plecam cu ea peste tot. O însoțeam peste tot. Dorul de ea, în primul rând dorul de Mădălina. Sper că acolo unde este să se uite asupra noastră. Dacă mă credeți, am și acum, păstrez și acum în telefonul mobil numărul ei, poate o să vi se pară ciudat. Nu am puterea să-l șterg. Nu am puterea să șterg. Și exact ce ziceam și în scrisoare, că fac tot timpul referire la scrisoare. Aștept să mă sune. Din iulie 2010 aștept să mă sune, da? În păcate, nu. Imediat, doamnelor și domnilor, scrisoarea pentru Mădălina Manole, dar explicați-ne, doamna Feciorul, să înțelegem, pentru că chiar am mai întâlnit, iată, astfel de mărturii, oameni care, deși îi pierd pe cei dragi, din familie, prieteni, cunoscuți, iată, nu au nici măcar puterea să renunțe la acel număr de telefon, deși știu că la acel număr nu mai poate răspunde în cazul acesta Mădălina. Au trecut 7 ani de atunci. Păi întotdeauna vor fi oameni de genul ăsta care ne venerează, pe mine, pe tine, pe artiști, pe actori, de ce nu? De altfel, din punctul meu de vedere, e frumos ce se întâmplă. Cu siguranță a iubit-o nu numai ca pe un artist, a iubit-o ca pe o femeie, neavând feedback-ul iubirii, a luat de la relație tot ce a fost frumos. Mi-a plăcut ideea de a iubi oamenii și a ierta. Cred că și doamnele ziariste au de învățat din bucățelile astea mici, frumoase spuse. Și stați să vedeți, acest bărbat pe care l-ați văzut iese din Megidia, Daniel Gheorghe, în fiecare an scrie câte o scrisoare Mădălinei, dar scrie această scrisoare parcă ar fi, nu știu, la prezent, îi se adresează. Frumos, înseamnă că și o așteaptă. Memoria ei este vie la el în suflet. E foarte frumos. Chiar acum, în direct cu noi, colega noastră... Cred că multe femei și-ar dori ca cineva să le scrie scrisoare în fiecare an. Colega noastră, Ariadna Ilincei, a obținut această scrisoare de la prietenul apropiat al Mădălinei Manole. Ariadna, bună ziua, ești în direct cu noi. Bun găsit, Ioan, bun găsit, doamnelor și domnilor. 7 ani de dor nesfârșit, așa se numește scrisoarea pe care a scris-o anul acesta și o să vă rog să-mi permiteți să vă spun din gândurile pe care le-a șternut pe hârtie. Am început împreună, dar acum nu mai ești aici, nu mai ești de mult timp. Nu știu pe unde te-ai rătăcit, la alt capăt de drum. Știu că m-ai însoțit până aici, dar nu ești lângă mine. M-am uitat și în stânga și în dreapta, nu ești nicăieri. Am ochii plini de lacrimi și mă uit după tine. Da, că tu ești un singur lucru, fie trecutul meu care mă urmărește acum în prezent, fie prezentul pe care nu vreau să îl fac trecut. Stau lângă telefon așteptând poate să sune. Un semn, o minune. Aștept să sun. Oare va suna? Oare vei veni? Aștept un semn de la fata dragă. Aștept din iulie 2010. Aștept. Vreau să te aud, să știu ce faci, dacă ești bine. Aștept să-mi spui că totul va fi bine și că nu s-a terminat așa. Te voi păstra în inima mea ca fiind îngerul meu păzitor.
și să știi că voi fi mereu aici pentru tine. Aștept, dar va rămâne doar o dorință, un vis. Acum doar în vise mai suntem amândoi, pentru că realitatea e mult prea crudă pentru mine. Am atât de mare nevoie de tine să mă ajut să trec peste toate. Trebuie să fac față singur acestei dureri. Trebuie să îmi șterg lacrimile și să merg mai departe. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dăruit muzică. Știi, privesc peste umăr și văd cum dorul mă ajunge din urmă. Mi-e dor, îmi lipsești, nu azi, nu mâine, mereu. De aici, de pe pământ, voi trimite scrisori imaginare către Neant, știind că acolo există cineva care nu va rămâne nepăsător. Și gândul acesta mă va umple de bucurie, de tristețe și cu tăinuită grijă îmi voi ascunde marea de lacrimi. Mulțumim, Ariadna, foarte frumos, iată, scrisoarea pe care a scris-o prietenul și asta nu e tot, doamna Fecioru, vreau să vedeți și surpriza pe care a pregătit-o, nu întâmplător, chiar în aeroportul Otopeni, acolo unde i-a invitat pe toți prietenii Mădălinei. Haideți să vedem ce a ieșit. Doamna Fecioru, în timp ce urmărim aceste imagini, vă întreb, ce înseamnă pentru oamenii care, iată, îi pierd pe cei dragi, să meargă tot timpul la cimitir cu o floare, să scrie astfel de scrisori, ați văzut, până și să nu șteargă numărul de telefon din mobil, și pentru mi-ai că... mi-ai trezit niște... amintiri? Niște amintiri frumoase, pentru că mi s-a făcut pielea de găină, crede-mă. Nu cred că rămâne cineva insensibil la ceea ce se întâmplă. Și e frumos. Eu îmi doresc, ți-am zis, ca multe femei să rămână cineva în urma lor, să le dedice... N-au dat lacrimile, văd. Da. Da, pentru că noi am cunoscut-o toți pe Mădălina. Știm, sunt melodii care ne-au făcut să trăim prin ele. Fiecare s-a regăsit în ele, cu fata cu părul de foc, cu mireasă, au fost atât de multe melodii superbe, unde fiecare din femei s-au regăsit și se regăsesc în continuare în versurile lor. Știți, dacă dumneavoastră v-au dat lacrimile, doamna Fecioru, vreau să vedem imagine care cu siguranță îi dau lacrimile cele mai bune prietene, doamna Maria Dragu Miroiu, pentru că au făcut împreună un duet de senzație și vreau să vedem chiar câteva secvențe din acest duet al celor două. După ce am văzut aceste imagini, doamnelor și domnilor, continuăm acum cu dezvăluiri.